Spitalul Universitar riscă să piardă 150 de milioane de euro din PNRR. Extinderea unității medicale este blocată în certificatul de urbanism. Primarul Nicușor Dan refuză să semneze actul pentru că a văzut două puncte verzi pe planul spitalului și este convins că acolo este spațiu verde, deși nu este, potrivit unor dezvăluiri făcute de cotidianul Gândul. Adina Anghelescu, jurnalist de investigații, vine cu mai multe informații chiar acum. Bună ziua, Adina! Chiar așa? Bună ziua, Mihaela! Da, că tot vorbeam noi de aceste fonduri care trebuie atrase prin PNRR. E vorba de proiectul format din două faze de execuție, modernizare, dezvoltare și extindere a acestui spital. Știm că spitalul este unul din cele mai importante din sistemul medical din România. Iar acest spital din anii 70 construit, până acum nu a avut parte de această modernizare și dezvoltare. Există două faze, cum spuneam. Prima fază este realizată, să spunem așa, prin emiterea unui certificat de urbanism, numai că acest certificat de urbanism, care a fost dat în 2021, e nevoie să fie înlocuit cu un alt certificat, pentru că domnul Nicușor Dan a văzut că exista două puncte verzi, zice el. Nu stele verzi, puncte verzi. De fapt, era vorba despre heliportul vechi care n-a fost folosit. Ne permitem să mai și glumim, pentru că traversăm niște vremuri foarte complicate. Adina, te întreb dacă ai reușit să-l contactezi pe domnul Nicușor Dan, pentru că noi nu am reușit, am încercat. Dacă urmărește emisiunea, rugăm să intervină cu punct de vedere. Deci că dacă până la data de 30 iunie certificatul pentru a doua fază nu va fi dat, iar primul certificat nu va fi nici el înlocuit, se vor pierde până la 30 iunie 149,9 milioane de euro. Nu se pierde, zice domnul Teodor, pe că nu se pierde. Știm că Ursula von der Leyen, când a venit la București, s-a semnat acest proiect chiar la Spitalul Universitar București, împreună cu Klaus Iohannis de față. Deci riscăm să ne facem de râs și în fața Comisiei Europene, care susține acest proiect, dar uite că totul stă în semnăturile domnul de Teodor, care este nevoie de finanțe, zice că nu s-ar pierde banii. Vă rog, domnule ministru. Eu spun în primul rând vis-a-vis de Primăria Capitalei, care înțeleg din foarte multe discuții pe care le-am așa prin piață, sunt proiecte de peste vreun miliard de euro blocate la nivel de București, autorizate și mai departe. Mă întreb, Curtea de Conturi, de exemplu, din România, ea trebuie să vină să verifice și dacă este așa, trebuie ceva să spună că este un prejudiciu, pentru că dânsul, nedând drumul la autorizații, nu se construiește și Consiliul Local practic nu încasează niște venituri pe care putea să le încaseze. Ăsta este un prejudiciu pe care, din păcate, domnul Nicușor Dan îl aduce statul român comunității din București. Până să vină, domnul ministru, Curtea de Conturi se pierd banii. 30 iunie este data limită la care pot fi absorbiți acești 149 de euro. De la sectorul 1. Ministru, de ce nu se pierd banii? Adică banii ăștia sunt dedicați pentru această investiție. Nu se pierd, este o discuție tehnică și deja... Dar ce se întâmplă cu ei? Ajung la noi pentru altceva? Banii se pot folosi pentru spital. Dacă anul viitor, dacă spitalul pornește, nu e nicio fel de problemă, se pot folosi din PR, că nu este data limită de finalizare de cheltuirea acestor bani 2022. Dar nu se poate folosi, pentru că fără certificat de urbanism nu poți face studiu de fezabilitate. Fără studiu de fezabilitate nu ai autorizația de construcție. Deci este un lanț întreg al slăbiciunilor administrative. Eu vă spun că nu se pierde și am bază certificatul de urbanism. Eu vă spun că se pierde dacă Nicușor Dan nu semnează aceste autorizații, aceste certificate de urbanism. Vă rog, domnule, certificatul de urbanism nu e autorizație, cum tocmai încercați să spuneți dumneavoastră. Este un act premergător. Da, e premergător, asta spuneam, prin un lanț al slăbiciunilor. Certificatul de urbanism este un act informativ, care poate fi dat și într-o zi, nu trebuie să stea nu știu câte zile. Dacă există semne de întrebare, ele se datorează și celorlalți care au fost de-a lungul anilor primari și n-au fost în stare să facă un plan urbanistic.